Elia Maier, profesor de limba și literatura română la Liceul Internațional Ioanid. Astăzi, ca de obicei, mă bucur că ne revedem la atele școala, drept care o să te rog frumos să iei un loc comod, să-ți iei caietul, notițele, atenția, răbdarea și cheful de joacă și de învățare alături de tine și să mă urmezi. Mă vei urma astăzi într-o lecție menită să te ajute să redescoperi trăsăturile textului explicativ. Lecția este destinată clasei a șaptea, dar de textul explicativ nu este prima dată că auzi, te-ai mai întâlnit cu el și în clasa a șasea. Am să plec de la un moto, în sfârșit, urmașului Prometeu, el omul, a prins taina mare a tainelor atomul. El poate menirea în câteva secunde să o întinerească nouă pe veci ori să o scufunde. Versurile sunt ale lui Tudor Arghezi și de la motivul acesta al chimiei mă voi folosi astăzi. Chimia obiectivelor noastre de studiu începe de la a actualiza, ți-am spus că știi deja de la clasa a șasea câte ceva și și clasa a cincea ai făcut, cred că, cunoștință cu textul explicativ. Astăzi vom actualiza trăsăturile și tiparul textului explicativ. Un pic, un pic noi am mai amintit despre asta câte ceva, câteva amănunte legate de cum funcționează explicația și în niște lecții destinate îmbricării tiparilor textuale în comunicarea scrisă și orală. Poți să le revezi dacă ai nevoie și să completezi ceea ce învățăm astăzi. Apoi ne vom propune și un exercițiu de sinteză. Avem nevoie să sintetizăm informațiile și intențiile, atitudinile comunicative din diverse texte și contexte de comunicare. Asta este unul dintre obiectivele noastre pe care îl punem la lucru și astăzi alături de exercițiile referitoare la textul explicativ. Ca să putem pleca la drum, cred că vom începe de la ce înseamnă text explicativ, și pentru asta îți amintesc că explicativ are ca rădăcină verbul a explica, iar a explica conform text înseamnă a face să fie mai ușor de înțeles, a lămuri. În contextul acesta al meu, astăzi poate să însemne și a expune, a preda o lecție, o temă. Putem să spunem că a explica înseamnă și a servi drept lămurire, a constitui o justificare, a reprezenta o motivare a unui fenomen sau a unei proprietăți. Un text care își dorește să fie explicativ prezintă cum sau de ce se întâmplă ceva. Și are scopul să te facă să înțelegi aceste lucruri. O explicație poate cuprinde, așadar, dacă îți amintești de lecția de data trecută, de întâlnirea noastră precedentă, și fapte pe care să se întemeieze, însă și opinii. Vom avea puțin nevoie de clarificare. Când lucrăm cu modelele explicative, se strânesc câteva semne de întrebare. Nu e chiar cel mai ușor text din lume, deși faci asta tot timpul, aproape că nu-ți dai seama când te servești de tiparul explicativ. În realitate, va trebui să deslușim uh, cam cât ne axăm pe fapte, cât pe opinii. Trebuie să ajungem la un echilibru între fapte și opinii, pentru că altfel putem să cădem într-un alt tipar textual. Apoi vom lua în calcul că există și câteva modele explicative, câteva mecanisme, câteva căi prin care facem asta și le vom discuta și nu uita miza cea mare a unui text explicativ până la urmă, cel mai simplu, pot să spun că este vorba de clarificare. Un text are mize explicativă atunci când caută să se clarifice. Aș putea să spun chiar și în glumă, să mă întorc tot la Argezi și să-ți spun din poezia prefață că e nevoie să-ți explic. Ești prea mare, fă mic. Adică trebuie să ne întoarcem cu toții la învățare, și pentru aceasta mă voi servi de un textuleț. El a apărut într-o. Hai să zicem, enciclopedie amuzantă pentru cei mici, o carte foarte frumoasă. Se numește Întrebări Mari de la cei mici, la care răspund niște oameni foarte importanți. Coordonatoarea sau antologatoarea acestei cărți este Gemma Elwyn Harris și ceea ce și-a propus ea a fost să culeagă tot felul de întrebări care, de fapt, presupun explicații științifice, să le dea diverselor nume sonore din tot felul de domenii ale cunoașterii și să pună aceste persoane, Să explice pe înțelesul celor mici. Dar nici nu mai adaug ceva pentru că cred eu cel mai bine va fi să citim împreună textul. Atomii sunt elementele din care sunt alcătuite toate lucrurile. Eu, tu, copacii, chiar și aerul pe care îl respirăm. Atomii nu se pot vedea fiindcă sunt foarte mici. Sunt atât de mici încât ai nevoie de 10 milioane de atomi pentru a forma dimensiunea punctului de la semnul exclamării care încheie această propoziție. Însă, dacă ai putea vedea un atom, ai observa un lucru foarte ciudat. Nu găsești mare lucru în el, fiindcă e cam gol. În mijlocul lui unui atom se află un punctuleț de materie ce poartă numele de Nucleul. În jurul lui, niște punctulețe și mai mici de materie, se, numite electroni, se învârtă asemenea planetelor în jurul Soarelui. Nucleul este separat de electron printr-un mare spațiu gol. Asta înseamnă că tu și cu mine suntem în cea mai mare parte spațiu gol, căci suntem alcătuiți din atomi. De fapt, între atomi există atât de mult spațiu gol, încât dacă ar fi să scoatem spațiul din atomii ce alcătuiesc toți oamenii din lume, acei atomi ar fi cât un cup de zahăr. Imaginează-ți întreaga omenire să fie cât un cup de zahăr. Cu toții suntem construiți din mai multe combinații de atomi. Și asta ne face să ne deosebim unul de altul. Iată povestioara sau mai bine zis, explicația științifică a ce sunt atomii pe înțelesul tău. Observă segmentele ei. Un pasaj introductiv în care am plecat de la o definiție, e drept, mai glumeață, însă o definiție, atomii sunt elementele din care sunt alcătuite toate lucrurile, observă tonul în care este formulată, persoana a treia, singular, prezent, este norma de redactare de construcția frazelor, Observă apoi corpul explicației, pasajul în care uh, se spune de ce nu se pot vedea, ce înseamnă că sunt atomi foarte mici. Adică, clarificăm ce înseamnă acest foarte mici. Atât de mici, 10 milioane de atomi, pentru a forma doar punctul din semnul exclamării. Deci, aici, în acest pasaj, înțeleg din text că ar fi 10 milioane de atomi. E fix în acest punctuleț. Apoi, uh, Mergem mai departe și alături de un desen care ilustrează în mod vesel, glumeț, întregul text, ni se explică structura atomului. Este alcătuit dintr-un nucleu, punctulețul de materie ce poartă numele de nucleu și în jurul lui sunt electronii. Dacă ai mai multe curiozități legate de atom, eu te sfătuiesc să folosești acest text într-un dialog cu profesorul sau profesoara ta de chimie. Va prinde bine. Nu uita, limba română e o cale de a te deschide, de fapt, mental către lume. Îți dai seama, toată omenirea ar fi cât un cub de zahăr și ni s-a explicat de ce, dacă am scoate toate spațiile goale care există între componentele atomului, între uh, nucleu și electronii lui. Și apoi concluzia. Cu toții suntem construiți din mai multe combinații de atomi și asta ne face să ne deosebim unul de celălalt. Observă, concluzia are și un pic de deschidere către o altă problemă, o altă cale de a reflecta un alt subiect pe care putea construi altfel de text explicativ. Deci am avut o introducere, am avut un mare cuprins al explicației și am avut și o concluzie. Vom merge mai departe prin observare. Vom mai relua ce înseamnă explicația și care este structura ei. Explicația presupune clarificare și asta te obligă moral să-ți organizezi textul altfel decât atunci când povestești. Să te întrebi prima dată ce este explicat, de către cine este explicat, în ce scop este explicat, ce aspecte se au în vedere și cum anume se realizează explicația. Dacă ne întrebăm ce anume se explică, vom sesiza că toate sunt realități obiective, sunt verificabile. În momentul în care am un text explicativ, autoritatea emițătorului nu se pune la îndoială. Nu e uh, o chestiune de. Să te cred pe cuvânt sau să nu te cred. Este un adevăr incontestabil. De către cine este explicat, de deci ce, evident, de către o persoană care are autoritate. De pildă, eu acum, profesor, îți explic ție cum e cu textul explicativ. Avem în vedere, ca aspect, faptul că explicația este structurată cu ajutorul unui vocabular întotdeauna precis și legat de domeniul discutat. Adică ar fi destul de ciudat să încerc să-ți explic textul explicativ, să zicem, în termenii. Matematicii sau ai artelor plastice. Cred că n-aș reușit să clarific nimic. Deci, ca să pot fi clară, folosesc cuvintele referitoare la tema explicației și care aparțin acelui domeniu de cunoaștere. Tonul trebuie să fie neutru, termenii se folosesc în întotdeauna în sens propriu. Cu alte cuvinte, evident că textul este non-ficțional, limbajul plastic nu are ce căuta aici. Estomparea emițătorului este acea situație în care nu se mai simte cine anume vorbește, nu mai implică afectiv, sunt obligată să folosesc verbele doar la persoana a treia și în general vom folosi timpul prezent în explicații. Adăugăm la aceasta puțină focalizare, hai să desfacem puțin ambalajul structurilor explicației și să reflectăm puțin. Hai să revenim la întrebarea de către cine este explicat. Am un emițător care este o persoană de autoritate, este o persoană competentă. Profesorul care explică la școală o lecție, un cercetător care explică într-o carte pe înțelesul celor mici un fenomen din domeniul chimiei, al fizicii, al biologiei, un părinte care are experiență de viață și explică copilului său de ce nu e bine să bage mânuța în foc. Deci, întotdeauna cel care explică deține o poziție de autoritate, de aceea, când construim explicațiile, fie că uh, le redactăm oral, fie că le scriem, trebuie să scriem obiectiv. Vom folosi așadar pronume la persoana a treia, verbele la prezent, tonul nostru va fi general. Nu ne implicăm, adevărul trebuie să primeze și acesta trebuie exprimat sobru și neutru. Amintește-ți că orice explicație, de fapt, pleacă de la o întrebare, pentru că o întrebare facilitează înțelegerea sau clarificarea. Apropo de întrebări, îți amintesc că avem o lecție pe circumstanțialul de cauză, care activează tocmai această întrebare ce stă și în spatele explicației. Sau altfel spus, o structură explicativă este o mega structură de factură cauzală, urmărește relația cauză-efect. Întotdeauna, în spatele unui text explicativ, există un de ce. Pentru a lămuri acest de ce se scrie cuprinsul textului, care cuprins al textului reprezintă tocmai faza explicației. Propriu zis, pot să mă întorc la textul pe care l-am citit împreună despre atom și să mi aduc aminte că fiecare paragraf avea câte o idee distinctă și se folosea de niște procede explicative, de exemple, de lămuriri, de comparații, analogii se mai numesc, ca tu să înțelegi cum e cu atomii aceia așa de mici încât 10 milioane în cap într-un punct al semnului exclamării. Încheierea va fi întotdeauna o concluzie, adică sinteza, ideea principală a întregii explicații a fost că atomii sunt foarte mici și -a apoi o deschidere, subiectul de reflecție asupra căruia ți-am atras atenția acum două minute. Mergând cu un pas mai departe, dacă preiau și cealaltă întrebări și focalizează asupra lor ce, în ce scop și cu ce aspecte concret se construiește un text explicativ, atunci ajung să-mi amintesc de anul trecut că scopurile pot diferi, pot explica cuiva ceva pentru care are nevoie de clarificare legată de motive, de ce se întâmplă un lucru sau legată de proceduri, cum anume să facă un lucru. Și astea sunt cam net diferite, spun eu. Explicația concentrată pe acel de ce al înțelegerii este explicația de tip cauzal. Fenomene, evenimente pot fi prezentate în felul acesta. De ce plouă? De ce zăpada este albă? De ce uh, se creează secetă după trei luni de absența ploii? De ce atomii sunt atât de mici? Toate lucrurile astea au în spatele lor răspunsuri. Răspunsurile la de ce sunt explicații de tip cauzal. Textul se construiește plecând de la această întrebare. Toată explicația, tot corpul textului, cuprinsul, este un răspuns la pentru că și de aici tragem întotdeauna concluziile care vor reprezenta un fel de evaluare, ce cred, la ce clarificări am ajuns în această situație. Celălalt tip de explicație este cel procedural. Pe acesta îl vei întâlni în tot felul de manuale, instrucțiuni, rețete, de pildă cum se face tiramisu, să știi că se face banal de simplu răspunsul ar fi astfel. Cu ouă, lapte, cu frișcă multă bătută, cu gelatină și cu stat noapte la frigider. Rezultatul va fi prăjitura. Glumesc. Rezultatul este, de fapt, înțelegerea procedurilor. gândiți te de, de pildă de la matematică. Acolo este foarte important să înțelegi valoarea explicației procedurale, pentru că ai nevoie să faci transferul de la teorie, cu teoreme, leme pe care le înveți și apoi trebuie să le aplici. Nu e suficient să știi pe de rost ce înseamnă o ecuație de gradul 2, trebuie să știi să o și aplici. Nu este suficient să cunoști fracțiile, trebuie să știi și cum să le aduni de pildă și pentru asta răspundem la cum. Deci vom avea întotdeauna în textul explicativ o fază interrogativă, vom avea cuprinsul care e faza explicativă, unde lămurim și apoi încheierea care, pentru textul cauzal, este concluzie sau evaluare, pentru cel procedural, duce la rezultat. Cum anume explic? Aici să ții minte că există o grămadă de cuvinte care ordonează, leagă, conectează. De pildă, înainte, înapoi, mă ajută să fac ordine logic. De aceea, astfel, să le acorzi atenție pentru că, de fapt, așa semnalez celui care te ascultă sau te citește că tu introduci o explicație. Și să nu ești niciodată că o explicație urmărește unul din aceste două tipare și folosește cuvintele să zicem, asortat, pentru cea cauzală, tiparele care încep cu pentru că, deoarece și pentru cea procedurală cu așa, astfel. Aceste adverbe îți vor fi de folos. Dacă privim dintr-o altă perspectivă, știm că. Textul explicativ este cel mai frecvent text, cred eu, din manualele noastre școlare și presupune un anumit mod de organizare. Îl recunoști ușor după elementele sale grafice. De pildă, cum e cazul aici, eu am scos de data asta o poveste despre atom din manualul de chimie. Una pe înțelesul clasei a șaptea și poate mai concretă. Un supratitlu îmi sugerează domeniul sau un titlu mă poate ghida în a vedea despre ce este textul explicativ, Apoi voi avea o umbrelă sau un șapou textual care anunță ce anume este explicat, rezumă fenomenul. Se înțelege că din acest text că toate uh, aspectele lumii au la baza alcătuirii o particulă redusă ca masă și dimensiune. Aceea va fi atomul, apoi subtitlul care are informații secundare și precedă unele paragrafe aici, mă face să mă orientez mental către actul de a învăța. Uneori folosim și simboluri pentru că atrag atenția asupra elementelor importante de conținut, de pildă semnul de exclamare este o atenționare, busola îmi sugerează dacă știu să folosesc manualul că voi avea ceva de învățat în acel moment și uneori folosim și ilustrații pentru că acestea pot facilita înțelegerea. De pildă, diversele forme ale atomului sunt exemplificate prin recursul la formele atomului de carbon, diamantul șlefuit este ilustrat în figura 1 și trimiterea mă ajută să îl văd și să înțeleg mai rapid ce înseamnă că particulele sunt strâns legate între ele. E cazul ilustrației 2 sau că raportul dintre mărimea unui atom și a unei mingi de tenis este comparabil cu raportul dintre aceeași minge și pământul. Mergând un pas mai departe, în glumă aș spune că tocmai am trecut prin ceea ce am făcut prin toate etapele textului explicativ ale celui de tip procedural. Cum să organizezi un text explicativ? Numai că am făcut-o oral. Nu este scris, ci eu am căutat să clarific cum anume se organizează grafic un text explicativ. Și am punctat, de fapt, pașii, am fixat componentele, etapele lui. Întrebarea a fost cea legată de cum organizezi textul. Asta a fost faza introductivă. Apoi, casetele cu săgeți au fost cuprinsul explicației mele, faza explicativă. Iar uh, concluzia, acest balon, de dialog, această bulă de dialog, este uh, ceea ce încheie faza explicativă orală. Deci poți să faci mai ușor texte explicative de multe ori oral decât scris. Și așa și începem. De la folosim în primul rând câteva procedee explicative care sunt și la îndemâna ta, de pildă, definirea sau precizarea sensului în cuvânt, este o explicație. Când compari, când pui în paralel două realități urmărind asemănări și deosebiri, de pildă primul text are o organizare mai simplă, neavând elemente vizuale ajutătoare. Sau exemplificarea este exact ceea ce am făcut astăzi, permanent cu tine. Ți-am furnizat câte uh, o trăsătură, am precizat-o teoretic, după care am dat exemple pe text, ți-am explicat cu ajutorul exemplelor cum anume arată un text explicativ și apoi. Reformulările, reluările de idei, uneori simplificându-le, te ajută să reții esențialul. Iar esențialul pentru noi rămâne tot acela că o explicație este de fapt o clarificare și că ai nevoie de aceasta. Provocarea mea este să ne jucăm de adevărat și fals și vom grupa enunțurile pe cele două evidente coloane, adevărat sau fals. Se utilizează numeroase verbe la modul imperativ. Cred că este fals pentru că verbele la imperativ sunt asociate emoțiilor și textul acesta nu este despre emoții. Timpul verbal predominant este prezentul. Păi cred că da, cred că este simțit asta și în textele pe care le-am folosit. Modul verbal cel mai utilizat este indicativul și pe bună dreptate pentru că explicația arată cum sunt realitățile câmpul lexical predominant are legătură cu subiectul. Din nou adevărat, uneori se face apel la limbajul artistic pentru a sublinia o idee. Pe păi n-am stabilit noi că acest text este nonficțional, ficțional atunci nu are de unde să aibă limbaj artistic. În textul explicativ sunt folosite verbe la persoana a treia singular și plural. Cam da, pentru că frazele așa sunt formulate, sunt prezentate obiectiv adevăruri. Textul poate fi însoțit de tabele sau de imagini ilustrative. În textul explicativ apar substantive în cazul vocativ, mă tem că nu, pentru că adresarea directă înseamnă implicare emoțională. În textul explicativ sunt folosite verbe la persoana a doua singular. Exact aceeași problemă. Imperativul, figurile de stil, cazul vocativ, persoana a doua singular sunt toate mărci ale implicării. O altă cale de a ne juca pe care ți-o propun este sortarea cu ajutorul etichetelor corespunzătoare. De pildă, dacă formatul grupei e impus, caută să cooperezi. Treci peste diferențele de opinie. Acest pasaj, cred că ar aparține cuprinsului sau fazei explicative a unui text explicativ. Nu cred că este partea de la care începe. Sunt indicații. Avem de a face cu un text explicativ procedural. Dacă observ, există și pași. Tot din cuprins va fi, deci, pasul 1. Alege cu grijă cu echipierii Sau Pasul 2. Asigurați-vă că ați înțeles corect pașii proiectului. Sau pasul 3. Distribuiți sarcinile cât mai egal. Uneori este nevoie să ne amintim că o explicație bună pleacă de la o întrebare. Deci, introducerea sau faza interrogativă este singura frază interrogativă de pe acest panou de puzzle. Cum mai putea realiza un proiect interdisciplinar reușit? Pot să revin să mai caut pentru cuprins diverse aspecte și detalii care ar ține de completarea și clarificarea fiecăruia dintre cei patru pași procedurali, dar cred că poți să faci foarte bine asta și acasă ca exercițiu. Sper că te-am convins că ați clarifica întrebările, a obține explicații și a explica la rândul tău este un act foarte important și sper să-ți fie de folos mie. Pentru astăzi nu îmi rămâne decât ca de obicei să-ți mulțumesc pentru atenție, răbdare și implicare. Nu voi face altceva decât să-ți spun la revedere. Ne vedem și data viitoare!